Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Rapidul începe cursa de urmărire a liderului FCSB. Sunt 11 puncte între cele două formații. FCSB va juca luni seara, de asemenea, în direct, partida de pe teren propriu cu UTA. Meci mare, meci frumos în această seară, în Giulești. Ajunge la Rahmani, acesta este Hassani. Hassani, vine șutul, un jucător adus de la FCSB, la fel ca Djokovic, colegul său de linie. Inițial a fost o intercepție reușită de Radu Negru, iată, dar mingea îi vine destul de bine lui Wajda. Al doilea revelion, a reînceput campionatul. Au reînceput și incendiile. Craiova spune că a refuzat. Button trimite puternic în careu, iese Moldovan și iese greșit Moldovan. Drumului de mâine, așa cum susține impresarul său. Ce ocazie de contraatac are FCU Craiova acum prin golgheterul Chițu. Așteaptă Blidar, primește tânărul jucător al Craiovei și scoate bine pentru Bausa. Juan Bausa, Moldovan, primul șut pe spațiul porții. Las cu stângul, aproape fără, mingea e deviată, cred că și asta l-a deranjat. Amarc Vakic, mingea atât de pierdută de Rapid, urcă Padula, acum Bausa, Padula din nou, în fața lui Săpunaru, Padula, vine șutul, destul de bun gol! Albu! Excelent șutul lui Albu, cu stângul, cu efect, în vinclu! Parcă l-am văzut pe Papo, marcând exact acolo, a pus-o și rapidistul la finalul anului trecut. Într-un meci cu voluntariul, dacă nu greșesc, Craiova a combinat frumos, a ieșit decisiv, totul vertical, totul trecând pe la probabil cel mai bun coordonator de joc din Superliga, argentinianul Juan Bausa. Iată-l așezându-i mingea lui Albu și ce finalizare, ce gol super! Acolo a vrut să dea. Albu ia galben. Da, da, s-a dezbrăcat. De bucurie. Ia galben și este un jucător. Cere Rahmani. Raznicii și așează mingea pentru șut. Încă o lovitură. Corner, așa este. Lângă el Button, o ne apasează. Hassani pătrunde frumos. Șutează bine cu stângul. Aici dribblingul a fost de mare frumusețe. Onea până la urmă centrează. Era să înscrie Săpunaru. Rău, a stat prea mult, a așteptat mingea prea jos. Elegant Krasnicii, mișcările sale sunt foarte fluide, sunt frumos înlănțuite. Onea găsește bine pasa pentru Rahmani, kosovarul în care o protejează. A pierdut cel mai bun moment, se întoarce cu minge pentru același Onea. Onea, o nouă pasă inteligentă, a fost Hassani, gol! Ce gol frumos, marchează Krasnicii, portarul Gurău, blocat de proprii jucători, de proprii colegi, nu vede această lovitură bine plasată a lui Krasnicii. Dar ce acțiune de atac frumoasă! O mulțime de pase date acolo în marginea careului sau în interiorul său. Iată aici. Înlănțuire, într-adevăr, de excepție de pase. Terminată cu acest șut cu piciorul drept, cred că cu un pic de efect, a trimis Krasnicii, nu știu dacă nu cumva mingea nu îl atinge pe un jucător craiovean. Cert este că Rapid FCU Craiova 1-1. Și n-a avut suficientă prezență de spirit să profite. Cade degeaba Onea, degeaba cade. Atent a fost arbitrul. Un dribblingul lui Achim,
Foarte bun dribbling-ul, iată-l acum pe Bauza. Pasă în spatele apărătorului, gol marcat de Button. Să vedem dacă este de acord și asistentul și dacă sunt de acord cei din camera VAR. Excelentă fază. Excelentă fază de atac. Nu știu încă dacă e un gol valabil. Ce-i poți cere mai mult celui de la care aștepți pase decisive? Are două în meciul ăsta Pausa. Dar trebuie apreciat ce a făcut Hakim. Acum, cu pasul ăsta lui lent. Poziție corectă. Corect. Cu pasul lui lent, Hakim a destabilizat apărarea celor de la Rapid. N-a fost fault aici, cade ușor Onea. Bună reluare. Guaidă e păcălit acolo de Hakim. Exact ce vorbeam mai devreme, momentele în care liniștea din jocul lui Hakim, aceste întârzieri în transmiterea balonului, își arată efectele, pentru că experimentatul mijlocaș are timp, e liniștit, se uită către jucătorii în centrul defensivei Oltenilor. Guaidă. Are bună Funșo, demarcat bine Funșo, blocat de Gurău, poziție corectă, Funșo era în joc. Rahmani a sărit cu Button. Bine a stat Funșo. Goluri multe, pase de gol de asemenea reușite de Chițu. Atenție la Albu, este gol! Gol marcat de Blidar! Primul gol în acest sezon la o minge pe care Albu a plănuit-o altfel, a plănuit-o direct spre poartă. Blidar intră pe traiectorie și îi mai înscrie un gol Rapidului, mai înscrie un gol lui Horatiu Moldovan, aflat probabil la ultimul joc al său în Giulești. Unde ar fi fost această echipă dacă l-ar fi avut pe acest italian, pe Constantino? Poziție corectă, corectă. Ce bine! La limită, dar exact. Corectă! Aici Funșo este cel care degajează greșit și de acolo pleacă atacul. De acolo pleacă până la urmă golul lui Blidar. Foarte bună reacție a tânărului jucător de la FCU. Bună diagonală, foarte bună diagonală, pasă din prima. Rahmani așteaptă Funșo. Rahmani continuă să controleze mingea. Guaidă, Onea. Trei jucători de la Rapid așteaptă centrarea. Șutează Guaidă în blocaj. Rahmani. Hands. Cu care FCU Craiova da, lipită. Pleacă de aici că-ți dau bani. Dă penalt. Per de ore înainte de final, plus alte vreo 7 minute de prelungiri. Rahmani. 3-2. Vincru. Rahmani, iată, se întoarce cu gol. Deci un 7 gol în 7. Foarte bine bătut penaltul. Tare. Pe sus, plasat, aproape de Vincu. Nu foarte aproape de Vincu. Dar oricum penaltul bătut impecabil. Onea înalță această minge care cade la 11 metri. Sărit la Croix. Excelent a sărit Funșo. A venit în acel rol de la 11 metri. Mingea se întoarce la Onea. Șut! Bun! Gol! Rapid egalează! Onea șutează. Toată lumea aștepta o centrare. Rapid egalează prin Onea. Oare și-a câștigat și a recâștigat locul de titular.
Moment de mare inspirație a lui Onea, dar și greșeală imensă portarul lui Gurău, surprins de acest șut la colțul scurt din unghi. Încearcă să iasă la centrare, stă departe din linia porții Gurău. Și cu tare, cu pământul, mingea udă, a făcut și suprafața de joc. Și Gurău nu poate împiedica mingea să intre în poartă. Să știi că asta a vrut, să șuteze. Da, și un Padula nu e acolo. Ușor Rahmani. Șutul lui Burmaz deviat de Kvakic și Burmaz nu reușește să profite și acum contraatacul Craiovei. Meciul este nebun pe acest final. Blănuță, doi adversari depășiți, Blănuță în care au Blănuță! Ce ocazie! Vrea să sară la bătaie golgheterul Craiove, pentru că... Era un ors. Primește acum de la Onea. El are pe Mascarenhas în față. Albu reușește centrarea, Albu Gurău, bătut, gol! Senzațional! Burmaz! Senzațional gol! Senzațională lovitură de cap! Se declanșează nebunia în Giulești. Într-adevăr, un gol care te scoate din minți, suporter al Rapidului. Ce lovitură de cap! Ce gol poate să dea Burmaz la primul său meci! Atenție, nici măcar n-a fost titular. La primul său meci pentru Rapid. 3 din cele 4 goluri de Rapidului. Două de Kosovar și unul de acest Burmaz care prinde lovitura serii. Excepțională lovitura de mare fotbalist. Să nu-i luăm din merite lui Albu și lui Bergodi. Albu a intrat în joc trimis de pe bancă, Burmaz la fel. Mișcări inspirate ale lui Cristiano Bergodi, dar și Gurău are finalul.